Potrivit noilor cercetări, unul din cinci tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani consumă droguri ca să scape de problemele de zi cu zi. Polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 32 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Ice Brătianu, după ce ar fi consumat cannabis și cocaină. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv la cannabis și cocaină, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de monstre biologice. Nu este o noutate că tinerii au droguri. De cât timp există petrecerile, există și substanțe care modifică starea de spirit. Acestea fiind spuse, se pare că din ce în ce mai mulți tineri iau droguri mai mult decât de obicei. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv la cannabis și cocaină, acesta fiind condus la unitate medicală pentru recoltarea de monstre biologice. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșit infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a vehiculului sub influența alcoolului sau a altor substanțe.